O directoare de școală din Dolj este acuzată de mai mulți părinți că își abuzează elevii. Ei spun că îi jignește pe cei mici, îi umilește și chiar îi agresează fizic. Există și o înregistrare audio care ar confirma aceste acuzații. Femeia neagă și susține că părinții mint. Nici Consiliul de Administrație al școlii nu ar fi mulțumit de activitatea directoarei. Scena s-ar fi petrecut într-o sală de clasă din Dolj. În înregistrare se aude directoarea unității școlare care i-ar lovi cu palmele și i-ar insulta pe elevi. Când reporterii au confruntat-o, femeia a spus că totul e o minciună. Copiii au fost agresați fizic, verbal, de către dumneavoastră. Fiecare individ poate să susțină absolut orice. Și eu pot să susțin despre oricine. Ca să își scape copiii de atacurile verbale și chiar fizice ale cadrului didactic, unii părinți au decis să-i transfere la alte școli. De câte ori veneam, nu interesează, nu stă de vorbă. I-am spus că mă învață domnul primar. I-am spus până la urmă am vorbit cu altcineva în alt județ, o duc în alt județ la școală, să nu mai dau aici, să nu mai aduc aici. Să o schimbe de aici așa că ne-a distrus pe mulți copii aici. Mulți copii sunt distruși, care au avut note bune, au venit din părțile în loc să-i vină ajutor, să-l ajuți, tu ce faci, distruși viitorul. A fost agresată tot așa de dânsa, a fost trasă de păr, fata a fost răcuită, a fost bătută, am venit aici așa, am stat cu dânsa de vorbă, tot așa, a vorbit urât. Foarte recalcitrantă. Nemulțumiri la adresa directoarei are și Consiliul de Administrație al școlii. Putem privi cam cu dispreț, cu... ne consideră foarte proști. Chiar asta a fost exprimarea, că dânsa nu are nevoie de reprezentanții UAT-ului în Consiliul de Administrație, pentru că nu-i place să fie condusă de proști. Nu avem timp să-i bătem, nu avem timp nici măcar să ne desfășurăm viața. Și există un conflict, să zicem așa, un conflict între instituția primarului și instituția școlii. Inspectoratul Școlar Județean Dolj nu a primit plângeri de la colegii directoarei sau de la părinți, dar cum s-a auzit despre scandal, instituția s-a autosesizat. Instituția noastră nu tolerează astfel de comportamente sub nicio formă. Ce urmează să facem? Să trimitem o echipă de colegi acolo, la școală, să verifice, să discute și cu părinții și cu colegii noștri profesori. În funcție de rezultatele anchetei, inspectoratul va decide măsurile care se impun față de directoarea acuzată.